Rasbi este un gen al artei, ale cărui mijloace de exprimare sunt mișcările variate și ritmice ale corpului, executate în ritmul muzicii. Ca gen al artei, dansul transmite privitorilor un mesaj artistic încărcat cu semnificații și sensuri estetice, la fel ca orice operă de artă. Cu alte cuvinte, dansul este un spectacol grăitor prin mișcările expresive ale corpului și segmentelor sale, care realizează într-un mod caracteristic comunicarea cu dumneavoastră, spectator. El este o artă cu totul particulară, mai veche decât muzica, pictura sau chiar literatura. Pe ritmul de dans, dansatorii devin interlocutorii dintre muzică și cei care privesc și ascultă. Ei creează și transmit emoții, care ajung la privitori prin intermediul mișcărilor plastice, armonioase. Astfel de legătură dorim să realizăm și noi în această seară cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la spectacolul Feeria Crăciunului! Veți vedea un spectacol de dans care sperăm să vă aducă bucurie, să vă delecteze și să simțiți conexiunea cu cei care vor urca astăzi pe scenă, mai ales că îi cunoașteți atât de bine. Eu sunt Andrei Dumitrașcu, cel care va prezenta spectacolul din această seară, un spectacol realizat și organizat de către Școala de Dans Happy Steps Vaslui. Haideți că ne încălțim! Avem pregătite momente frumoase, extraordinare, bineînțeles emoționante, așa că repetiția pentru aplauze trebuie să vină acum. Haideți să vedem! Trebuie să vă cei mici din culise, pentru că au foarte multe emoții, chiar dacă și dumneavoastră, cei care sunteți părinți, aveți emoții. O să vedem momente delicate, o să și dansăm, sper și să și voi să dansați și să vă bucurați împreună cu cei de pe scenă. Și, bineînțeles, primul moment al serii, după cum bine vedeți, este unul deosebit. Grupele de balet avansați, Happy Steps Junior și Happy Steps Senior, deschid spectacolul din această seară și vă prezintă Christmas Time. Haideți aplauze!
Haideți să auzim aplauze pentru Happy Step Junior și Happy Step Senior, cum spuneam, simt că nu v-ați încălzit. Oricum trebuie să facem ca sara să pară arhiplină. Așa ar trebui, nu? Ok, sper că zâmbiți pe sub măști pentru că nu vă văd. Antonia Rusu este cea care va urma în scenă și rămânem la balet. Variație de balet Cupidon. Aplauze, vă rog frumos! La propriu și la figurat. Un alt îngeraș, dar nu îmbrăcat în îngeraș, urmează pe scenă. Miruna Rotundu va prezenta solo Acro, Life Under the Sea.
susțineți aplauzele pentru coronițele noastre frumoase. Este prima lor apariție, deci este excepțional. Felicitări, bravo, felicitări! O să trecem acum la ceva cu influențe românești, pentru că Elena Mocanu va prezenta un solo etno stilizat. Ciocârlia. Ai obosit. Meriți aplauzele, doamnelor și domnilor. Din nou o să intre pe scenă Happy Steps Junior și ne vor prezenta Lyrical Flashlight. Hai să vedem. Thank you.
Mulțumim Happy Steps Junior. Urmează Happy Steps Senior, Lyrical Never Enough, coreografia Anguța Macoveni. Mulțumim frumos, Happy Steps Senior, pe care de asemenea le vom premia cu diplome. Haideți, aplauze, că merită, a fost ceva deosebit de senzațional. Ca să fac un mare, mare pleonasm, dar când e vorba de copii așa frumoși. Mulțumim frumos și se pregătesc să intre în scenă niște fetițe, din nou mici. Grupa de balet Arabesc prezintă Dance of Hours.
De asemenea, vor primi și ele diplome din partea Episteps. Sunt minunate, așa este. Ultima reprezentație din prima parte a spectacolului nostru din această seară este un trio rusesc, format din Ștefania Adam, Alexandrina și Caterina Dăriescu, pe care vă invit să le aplaudați în timp ce intră în scenă. Mulțumim, doamnelor și domnilor! Aici se încheie prima parte a spectacolului nostru din această seară.